Sfântul Ierarh Petru Mânfilă, mitropolitul Chievului, a fost una dintre personalitățile de seamă ale Bisericii Ortodoxe a vremii sale. S-a născut în anul 1596 la Suceava din familia domnească a Movileștilor. Tatăl său, Simeon Movila, a domnit în Țara Românească, unchiul său, Ieremia Movila, a domnit în Moldova, iar un alt unchi, Gheorghe, a fost mitropolit al Moldovei. Nașterea sa într-o familie domnească nu a adus comoditate tânărului Petru, deoarece a trebuit să trăiască multă vreme în exil, familia sa stabilindu-se în cele din urmă în Polonia. Petru va primi în familie o educație aleasă pe care o va desăvârși la vestita școală a Frăției Ortodoxe din Kiev și la Academia Zamoyska. Pe lângă cultivarea minții sale, Petru a primit și o educație duhovnicească deosebită. Viața sa spirituală a fost marcată de apropierea de mănăstirea Pecerska și de părinții duhovnicești ai acelei celebre lavre. De altfel, în această mănăstire a ales să se călugărească fiind tuns în monahism în anul 1625. La foarte puțin timp după, cu toate că era tânăr, pentru înțelepciunea și virtuțile sale a fost ales egumen al mănăstirii. În timpul egumeniei sale a pus în mănăstire bazele unui colegiu din care în timp se va dezvolta celebra Academie Duhovnicească de la Kiev. A avut de asemenea un rol esențial în apărarea drepturilor și libertăților ortodoxilor nedreptățiți de uniatism. În anul 1633, în Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Lvov, Petru Movilă a fost hirotonit arhiereu, fiind numit mitropolit al Chievului. În această nouă demnitate a contribuit semnificativ la îmbunătățirea vieții bisericești prin proiecte nenumărate pastorale, misionare și edilitare. Pentru întărirea dreptei credințe, mitropolitul Petru a sprijinit activitățile tipografice, fiind cunoscute câteva zeci de titluri îngrijite de acesta. A publicat cărți de cult, cărți de zidire sufletească și cărți de învățătură. Lucrarea care l-a făcut cunoscut în întreaga ortodoxie este mărturisirea de credință, mărturisirea asumată la nivelul întregii ortodoxii prin sinodul de la Iași din anul 1642. De asemenea, Sfântul Petru a acordat o atenție deosebită învățământului teologic, sprijinind continuu colegiul său de la Kiev, a rezidit și înfrumusețat biserici și mănăstiri, spitale și azile pentru cei nevoiași. A marcat profund viața Bisericii Ortodoxe din vremea sa, arătând potențialul pe care biserica îl are în îmbunătățirea vieții oamenilor atunci când nu este oprită de forțe ostile. A trecut la Domnul în anul 1647, după o perioadă de 13 ani de rodnică lucrare arhierească.